Simsala Grimm, poveștile nemuritoare ale fraților Grimm. De mult, în vremuri îndepărtate, pe vremea miracolelor, exista o vrajă ce deschidea porțile tărâmului magic al poveștilor, unde eroii erau adevărați. Abracadabra. Urmează Simsala Grimm. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Sunteți gata pentru o nouă aventură? Să mergem! Da! Rapunzel. Mai la stânga! Asta a durut! Vai, vai, ce bun ar fi un grădinar pentru cel ce locuiește aici! Ia te uită, Croc! Cine să locuiască într-un turn în mijlocul pădurii? Hei! Locuiește cineva aici? Liniște! Sunt aici! Nu vă temeți! Scuzați-mă dacă v-am speriat, dar... Oh, eu sunt prințul Egmont. Un prinț? Gata, Croc, e prinț! Încântat să te cunosc, alteță! Eu sunt Yo-Yo, cel mai mare aventurier din totdeauna! Dă-mi voie să mă prezint. Eu mă numesc Croc, Doc Croc, Doctor Croc, cărturar, filozof și mare virtuos. Iată! Pe cine? Unde? La ce să ne uităm? La ea. Nu-i așa că e cea mai frumoasă făptură din lume? Ai dreptate, alteță. Chiar că este frumoasă. Cântec frumos! A fost cel mai trist și cel mai frumos cântec din câte am auzit. În fiecare zi vin aici doar ca să o văd puțin. Și de ce nu-i faci o vizită? Nu-mi spune, ești timid? Ai auzit, Croc? Așa e peste tot în lume. Haide, amice, să vedem dacă găsim ușa. Te rog să-l scuzi, e cam impulsiv. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Ce ciudat! E un turn în care locuiește cineva, dar nu există intrare! Cred că va trebui să-l aștepți până apare din nou. Bună idee, Croc! Nici o grijă, alteță! Vom rămâne cu tine! Costi, are nevoie de ajutor! Nu-l putem lăsa singur aici! Hei, repede! A apărut! Ce? Cum? Unde? Unde suntem? Oh, ce frumoasă e! E foarte frumoasă! Acum trebuie să-i vorbești. Ce să-i spun? Ceva simplu, cum ar fi... Ce mai faci? Ce zi minunată? Vrei să te căsătorești cu mine? Vorbește cu ea! Mâine. Voi vorbi cu ea mâine. E cineva acolo jos? Bună, eu sunt... Egmont, prințul Egmont. A plecat. Cred că am speriat-o. N-ai speriat-o. Vine cineva? Hmm?
erai, doamnă Gothel? Ai venit de vreme azi. Ciudat mod de a face o vizită cuiva. Deci, mica mea ucenică, spune-mi cum te simți azi? Mă simt atât cât se poate de bine. Mulțumesc. La ce te uiți, copilă? E cineva acolo? Nu, nu e nimeni. Mi s-a părut doar. Spune-mi ce ai făcut deja tema? Tema? Oh, da, am memorat fiecare cuvânt. Atunci, dă-mi imediat cartea vrăjilor. Cartea vrăjilor? Ia să vedem. Era pe aici undeva. Deci, a fost aici acum câteva clipe, nu? Câine în fluture, ciumă la bărbați. Oh, nu! Ah, aici era. Transformă șoarecele într-un păianjen de grădină. Oh. Ia să vedem, urzică nu, buruiană da, buruiană, bolbură și acum șoricelule, pregătește-te să-ți schimbi haina. Îmi pare rău, prietene. Oh, o veveriță, ce frumusețe! Am fost pe aproape. Cum crezi că devii vrăjitoare dacă nu ești în stare să-ți faci nici măcar temele? Nu vreau să fiu vrăjitoare, doamnă Gothel. Mă doare! Ființă nerecunoscătoare! Până mâine, pe vremea asta, vreau să înveți primul capitol din Cartea Vrăjilor. Pederast! Leneșo! Leneșo! E groaznic! Rapunzel! Biata fată, trebuie să o eliberăm imediat. Trebuie? Hei! Hei! Oare ce a spus femeia aceea ca să o facă să apară? Rapunzel, lasă-ți părul în jos. Asta e! Da? Oh! M-ați chemat? Nu noi! Dar cine? El! Bună! Eu sunt Egmund. De fapt, prințul Egmund și vrea să te ajute să evadezi. Frumos din partea ta, alteță, dar nu văd cum s-ar putea. Ei bine, un lucru e sigur. Nu putem face prea multe de aici. Ai dreptate. Stați! Haide, Croc, urcăm! Bine-te, bine! Ce este? Chipul tău e dur. Ai țepi. Desigur, doar e bărbat. Toți bărbații au țepi. E foarte frumos aici. Da, atât cât poate fi de frumos la închisoare. Cum, nu ai mai văzut niciun bărbat până acum? Dar ai avut tată, cu siguranță. Da, am avut tată. Pe vremuri. Și mamă, i-am iubit foarte mult. Dar eram copilă și 10 ani e o perioadă lungă de timp. Acum s-a supărat. Trebuie să o ajut. Ce să facem, Croc? Să o facem să râdă. Bună idee! Poți să râdă, alteță. Dar cum? Cum, Croc? Știu și eu, gândește-te la ceva amuzant. Stați, știu. Hei! La fel ca și ea. Hei, e pălăria mea. Trebuie să putem ieși cumva.
Dar nu există scară aici și nu am o frânghie atât de lungă. Trebuie să existe o soluție. Întotdeauna există o soluție. Poate ar trebui să-mi tai părul. Cum? Atunci aș putea coborâ și eu. Hei, ce idee bună! Niciodată nu voi permite așa ceva. Nicăieri în lume nu se găsește un păr atât de frumos. Panglica ta e foarte puternică. Suficient de rezistentă ca să suporte un om? Numai o clipă. Durabilitate 7,2, densitate 0,005, 7,2, 0,005... O, da, fără îndoială, poate suporta greutatea unui om foarte mare. Excelent! Stai puțin, nu avem decât o panglică. Cu înălțimea aproximativă a turnului, cred că avem nevoie de 9,41 metri de panglică. Câte panglici ai? 3. Castelul e plin de mătase. Destulă pentru 100 de frânghi. Oh, ce fericită sunt! Pot fugi din locul acesta groaznic pentru totdeauna. Castelul meu. Ce se petrece aici? Scuze, dar am nevoie de toate panglicile. Ia și chestia asta cu tine, auzi? Hai, lasă-l, e un prieten. Cum merge Croc? Avem aproape destule. Atunci să merg... Hei! Dă-mi voie încă una. Gata. Să mergem. E ceva ciudat în aer. A fost cineva aici? Nu știu ce vrei să spui, doamnă Gothel. Nu știi? Chiar așa? Ia să vedem dacă ți-ai făcut temele! Transformă broasca aceasta într-un șarpe, te rog! Am spus șarpe, nu pasăre! Leneșo, nu ești bună de nimic! A fost cineva aici! Știu sigur! Invoc puterile peșterii și stâncilor să crească spin din adâncul pământului! Să crească scuțiți și să înconjoare totul! Excelent! Aproape am ajuns. În curând, iubita mea, Rapunzel, va fi... Cine a făcut asta? Vrăjitoarea, ea trebuie să fi fost. Rapunzel! Rapunzel! Alteță! Slavă Domnului că ai venit! Uite ce a făcut! Blesteme! Te-am crescut, te-am hrănit și așa mulțumești tu mie! Fugi cu primul prinț care ți iese în cale! Mai vedem noi! Nu am cuvinte să-ți mulțumesc, Egmont. Lasă, aș mai face-o de 1000 de ori. Desigur, vă sunt și vouă recunoscătoare. Acum trebuie să plecați. Îmi va lua toată noaptea să împletesc panglicile, dar să vă întoarceți în zori înainte să vină doamna Gothel. Bine, îți promit. Aproape gata. Curând va fi dimineață și va veni prințul meu. Rapunzel, Rapunzel, lasă-ți părul în jos! Egmont, tu ești? Da, iubita mea, am venit să te eliberez din... Au!
Cu grijă, alteță, tragi prea tare. Au! Au! Cu grijă, alteță, tragi prea tare. Rapunzel, Rapunzel, ești gata? Unde e? De ce nu vine? Oh, bună, frumosule prinț! Cum îți place noua ta mireasă? Ce-ai făcut cu ea? Spune! Nu o vei mai vedea pe Rapunzel niciodată! Acum ea mea! Nu mai e a mea! Nu văd nimic! Sunt orb! Vai, dar ce bine e prelucrată frânghia asta! Însănătoșire grabnică, frumosule prinț! Vrăjitoare bătrână! Trebuie să o urmărim! Asta e teteță, dar nu vezi nimic? Unul dintre voi mă va ajuta. Să mergem după ea și să o găsim pe Rapunzel. Urcă-te pe umerii lui și ghidează-l, Croc. Eu o iau înainte. N-am să pot ieși niciodată de aici. Niciodată. Oh, ce forme ciudate. Seamănă cu niște... oameni! Oameni transformați în stane de piatră. Nu recunoști asemănarea de familie, draga mea? S-o recunosc? Vrei să spui că... Exact! Sunt părinții tăi! Oh, Doamne! Mamă, tată, ce ai făcut cu ei? A fost doar vina lor! Pe vremuri m-au urmărit până aici, deoarece credeau din tot sufletul că te vor regăsi. Așa că i-am transformat în statui! Vrăjitoare rea și malefică ce ești! Mulțumesc, draga mea! E cel mai frumos lucru pe care mi l-a spus cineva! Acum, de vreme ce nu-mi mai ești de folos, ai putea să stai alături de părinții tăi! În chip de statuie! Dă-mi drumul! Ce-ai plătit pentru asta, vrăjitoare rea? Nu e deloc bine. Am pierdut-o pe vrăjitoare. Ce-a fost asta? Lilieci, stai puțin. Liliecii dorm în peșter, nu? Ar trebui să mergem după ei. Condu-ne, Yo-Yo. Unde suntem? Liliecii au zburat încoace, dar se pare că s-au evaporat. Stai, e ceva acolo sus. Ce este? Ce vezi? Intrarea într-o peșteră. Trebuie să urcăm puțin. Haideți! Urmați-mă! Cu grijă! De ce te-ai oprit? O nimica toată! O nimica toată de câteva sute de metri, mai exact! Trebuie să fie și o altă cale! Doamna Gothel nu are aripi! Nu fi așa sigur! Acolo! Se aude de acolo! Nu! Te rog, dă-mi drumul! Rapunzel! Te rog, nu-mi face asta! Și niște copilă! Trebuie să mă concentrez pentru invocarea marilor mele puteri! Păianze diabolici, cozi de șopârlă din gheață, faceți foc precum în iad! Repede, dansez dansul victimei, Rapunzel să fie de piatră! Ce vedeți? Spuneți-mi repede! E vrăjitoarea!
și Rapunzel. Gheață și apă, potasiul sunt în zoare pe Rapunzel de jur împrejur. Nu, te rog, te implor. Rapunzel! Egmont, ajutor! Alteță! Nu! Egmont, nu te apropia. Vrăjitoarea te va transforma și pe tine în piatră. Ah. Oh, iubitul meu prinț, te-a orbit. Hmm? Dar tot te pot vedea, Rapunzel. Mereu te voi putea vedea. Ce ne facem? Gândește-te la ceva. Haide cu mine. Haide, nu sta degeaba, Ioiu. Trebuie să mă ajut. Bine. Au, ai grijă. Au. Am prins ambii porumbei deodată în cușca mea. Ce frumos! Repede, Croc, acum ori niciodată! Nu! Să vedem dacă reușesc. Puterea vrăjii să se ducă spre cea care a invocat răul. Gheața, focul și potasiul s-o înconjoare pe vrăjitoarea gotărșarea. Nu! Cu grijă! Mulțumesc! Suntem liberi, draga mea! Ochii mei! Rapunzel, văd din nou! Rapunzel? Tată? Mamă! Oh, nu credeam că am să vă mai revăd vreodată. Nu-mi vine să cred că e adevărat. În sfârșit te-am găsit. Am încercat să te salvăm. Lasă-mă să te privesc. Ce frumoasă te-ai făcut. Iertați-mă, trebuie să vă prezint pe cineva. Tată, mamă, vi-l prezint pe prințul Egmont. Alteță? Alteță? Nu, vă rog, voi îngenunchea eu în fața voastră, ca să vă cer mâna fiicei voastre. Ha, ce e asta? Nici nu mi-am recăpătat bine fica și o pierd iar? Îl iubesc, tată. Și ar fi o mare onoare pentru mine dacă ați veni să locuiți în castelul meu. Ce spui? Atunci nu văd cum am putea refuza. Ascultați, nu vreau să vă stric petrecerea, dar nu ar trebui să plecăm de aici? Are dreptate. Mai țineți minte drumul? Nu-ți face griji pentru asta. Ești gata, Ioiu? Aha. Ființa? Ființa-la? Ființa-la Grim! Vom ieși de aici cât ai zice pește. Să mergem! La revedere, prieteni! Vă mulțumesc pentru tot! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Au dublat în limba română actorii Richard Balint, Sebastian Lucu, Ileana Iurciuc, Anca Sigmirian, Doru Fârte, Mariana Presecan, Daniel Bulcu, Doru Presecan, Iona Brudan, Geo Dinescu. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Mariana Presecan și Doru Presecan. Dublajul a fost realizat de Zone Studio, Oradea.